Salutare, prieteni! Am revenit cu probleme care le avem la roșii, la cartofi. La roșii avem probleme cu aceste afide și un fel de musculițe albe. Această soluție pe care o vom prepara este foarte bună pentru orice fel de dăunător. Cum ar fi afidele, gândaci de Colorado, ploșnițe, musca neagră, musca albă și așa mai departe. Rămâneți cu noi să vedeți soluția. Pentru această soluție avem nevoie de boia de ardei iute, detergent de vasă lichid, două pahare de cenușă la 100 de grame sau un pahar mare de 200 de grame, vă atragem atenția că cenușa trebuie să fie din lemn curat, adică fără vopsea și alte tratamente. Și mai avem nevoie de o crăticioară cu apă călduță, să puteți băga mâna în ea. Să trecem la treabă. Prima oară vom pune cenușa în această găletușă. Vom pune apă peste cenușă și o vom lăsa să se dizolve. Acum vom pune o lingură de boia iute. În această cană. Și vom pune apă călduță. Și le vom lăsa și cenușa și boiaua să se dizolve circa o oră, o oră jumate. După o oră jumate vom strecura cenușa . O vom strecura direct în pompa de erbicidat. Pentru acest lucru vom folosi și un tifon. Acum vom strecura și boiaua. Iar acum vom pune o lingură de detergent de vase. Acesta are funcția doar de lipire.
Dacă doriți să faceți această rețetă 100% bio, cumpărați un detergent de oase care este bio. Noi nu am găsit așa ceva și folosim ceea ce am găsit. Iar acum vom pune 4 litri de apă pe care am măsurat în această găletușă și cu unul care l-am pus mai devreme sunt exact 5 litri. Iar acum vom aplica unde este nevoie. Insistați sub frunze pentru că acolo se află mai mulți dăunători. Aceasta este roșie. Și după ce vom termina cu roșiile, vom merge și la cartofi. Vom da soluția pe care am preparat-o mai devreme pe acești cartofi care îi avem în câmp, după câte vedeți. Uitați, peisajul la noi este superb. Și să revenim la problemele noastre. Vom agita bine pompa de erbicidat cu soluția. Înainte de a aplica această soluție, țineți cont de un lucru, aplicați-o dimineața de vreme sau seara târziu, să nu fie căldură afară. La noi e undeva la 7:30 seara. Am revenit după 2 zile să vă arătăm rezultatele care, după câte vedeți, sunt destul de bune. Aici era plin de gândaci de Colorado, nu mai sunt. Au părăsit acest cartof. Vă dați seama efectul la boiaua de ardei iute și cenușa. Și plus de asta mai este și detergentul de vase care are efect de lipire. Cam asta este tot, dragi prieteni. Dacă vă place ce facem și pentru susținerea noastră, vă rugăm să vă abonați, să lăsați un like, să dați un comentariu, bun sau rău, nu contează. Sănătate!